30 de minute, Troy Sivan, Angel Baby, îți place piesa asta? Da, sună, mi-e cunoscută cumva, nu? Ți-e cunoscută? Ceva, da, nu știu, o să mă mai gândesc. Te mai gândești la asta? Da, o să mă mai gândesc la asta, o să vin cu un răspuns. Așa, felicitări pentru emisiunea de ieri cătă. Da, mulțumesc pentru cea de azi, a fost la fel de bună. Da, cea de ieri a fost extraordinară, mi-a plăcut da, mult. Am întâlnit un loc extraordinar și oameni minunați. O școală publică. O școală publică, da. Școala Încrederii face lucruri extraordinare, mi s-a părut mie. O să mai vorbesc despre asta. E o energie bună acolo, e un mod de a trata copiii cu care nu suntem obișnuiți. Un mod în care sunt încurajați, nu sunt pedepsiți. Să zice frumos, era în cancelarie. Nu știu dacă am apucat să spun ieri. În cancelarie, asta ar fi ceva ce ar funcționa și la noi, la toate locurile de muncă. Toți profesorii au o cutiuță, dar nu e cutiuță, ca o pungă de cadouri, un buzunaraș, o ceva, în care poți să-i lași un mesaj unui coleg, dacă ți-a plăcut ce a făcut în zilele astea, dacă ți-a plăcut de munca lui. Deci, cum mi-ai spus tu mie acum, felicitări, puteai să pui acolo. Hai să propunem perete. Asta. Da. Și poți să scrii. Și eu, mă rog, am făcut o indiscreție din asta, dar m-am uitat în bilețelele alea, că am băgat mâna în cutii și m-am uitat în bilețele și am zis ce scrie și spune așa, ești o colegă minunată, ai niște copii extraordinari, ai muncit foarte mult la proiectul ăla, bravo ție, știi? Și alții la fel, tot felul de mesaje din astea. Ești un om foarte conștiincios, îmi place cum muncești. Oamenii își spun lucruri frumoase acolo și... Mi-ar schimba viața o chestie de genul ăsta. Da, serios. Absolut extraordinar. Viața asta de aici, zic. Și pe perete era un scris de un copil de clasa 1 sau 2, nu mai rețin. Era un bilețel mare scris cu multe culori așa, pe care scria... Te iubesc. Era trimis către una dintre doamnele educatoare, învățătoare de acolo. Te iubesc. Frumos. Da. Dar hai că acum o să fie momentul ăla de reality check. Da, reality check. Dar da. Nu zic lucruri rele neapărat. Chiar rele, dar și vreau să vă pun un pic pe gânduri în ceea ce facem aici. Hai să vedem. Da. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Ei, lucrurile sunt în felul următor. Ministerul Sănătății pregătește o strategie, spune, o strategie privind sănătatea. Și acolo apar multe idei din astea care sunt un pic altfel. Una dintre ele a stârnit dezbatere de dimineață și suna așa, că vei putea plăti în mod oficial, adică cu bon, nu șpagă, dacă vrei să ajungi la un medic anume. Și ideea asta a stârnit un pic de emoție, pentru că suna așa că, băi, dacă tu vrei să ajungi la un medic bun, atunci plătești și te duci la medicul respectiv în sistemul public, deci că ar fi fost cam ca la privat. Ministrul Rafila a avut ulterior o intervenție în următoarele ore și a spus, nu, ați înțeles greșit. Și lucrurile, din punctul lor de vedere, stau așa. Dacă apucă să se aplice, că, na, e departe. Deci ei vor să facă un program pilot. Da. Astfel încât, dacă un medic vrea să lucreze suplimentar într-un spital de stat, să zicem că programul lui e de la 8 la 3, nu? Sau cam așa se lucrează în spitale, de la 7 la 3, să zicem. Adevărul e că, mă rog, multă lume e până la 12-1 acolo, sunt însă unii medici care revin după amiază, dar ei vor să facă niște segmente orare în care, dacă omul acela lucrează suplimentar și vrea să vadă mai mulți pacienți și pacienții îl caută pe el, atunci se poate plăti. Ce să zic? Să zic că ai un medic internist foarte bun sau, știu eu, un cardiolog foarte bun dintr-un spital de renume de la București, să zicem Florească. Unde se intră cum? Ori ți-e foarte rău, ori să te ajungi, Doamne ferește, la urgențe, ori cu pile, telefoane, intervenții, ori stai la ușă și aștepți până când te primește. Și atunci, ei ar vrea să facă ceva de genul ăsta. Să zicem că ai nevoie și vrea o consultație. În loc să alegi clinica privată, o clinică privată unde te duci la un medic, te uiți acolo pe un program și zici, uite, bănuiesc că nu de pe o zi pe alta, adică nu de azi pe joi, dar peste 60 de zile ai putea căpăta o consultație la un medic de renume. 60 de zile? Să zic, nu știu, dau un exemplu, poate mai repede, poate, na, cu liste de așteptare așa e peste tot și te înscrii la medicul respectiv, la stat, deci tot la Spitalul Florească, ipotetic vorbesc, da. Și te duci în ziua în care ești programat, la 5 după amiaza, și contra cost te vede medicul respectiv, care sigur... Dar costurile astea stabilite prin acest proiect pilot au legătură cu cele din sistemul privat? Adică... Nu pot să spun și e prematur să spun acum și asta va fi, cred că vor fi costuri comparabile dacă mă întrebi, pentru că va trebui să fie un cost
fost atractiv și pentru medic și pentru spital. Adică medicul se va uita, știi că ei în acest moment au capacitatea să muncească și la stat și la privat. Da. Ceea ce e o întreagă dezbatere în România, adică dacă ar trebui să fie așa. În unele state nu au voie deloc, trebuie să aleagă. În alte state, de exemplu în Israel, pot să facă lucrul ăsta. E o metodă care are avantaje și dezavantaje în mod evident. Dar prețurile cred că vor fi, cred că mai mici la stat, dar nu mult mai mici, ca medicul respectiv să știe și de ce lucrează, nu? Adică să stea acolo primind ceva similar cu un lucru pe care ar putea să-l primească într-o clinică privată, mă gândesc. Dar și tu ca pacient, până la urmă, da, dacă prețurile sunt asemănătoare, nu? Deci să mergi în sistemul public, că știi de ce merge, nu? Nu. Vrei să zici privat? Ești, vezi, asta e o chestiune de opțiune, dar eu gândesc că multă lume merge la public. Da, așa cred că e România obișnuită. Bun, acum sunt multe abonamente în sistemul privat, e o întreagă discuție. Ce zice ministerul? Noi am avut ideea asta, să mai practică. Există o modalitate similară în Austria. Iar Austria. Nu e, da, iar Austria, dar nu e identică. Nu e identică. Acolo există un sistem prin care ai putea să te duci să plătești și să ajungi la un profesor de renume. Oamenii caută tot felul de soluții. Noi aici suntem și cu elementul șpagă și corupție la mijloc, știi? Și cu medici foarte puțini. Și sigur că întotdeauna când pui preț pe sănătate, e o întreagă discuție. Dacă oamenii trebuie să aibă acces sau nu trebuie să aibă acces limitat sau nelimitat la medici, dacă numai cei care au parale în buzunar pot să ajungă sau să nu ajungă la medici. E un întreg lucru, dar eu apreciez faptul că ei încearcă să vadă cum va reacționa. Și proiectul ăsta pilot va funcționa în, cred, un spital, două, trei, cel mult, după care, și nu va funcționa un an, ci mai mulți ani, după care, înțeleg că până la 4 ani ar putea funcționa, după care își vor lua concluziile și vor spune, mă, noi am îmbunătățit sau dimpotrivă, experimentul ăsta. Am complicat lucrurile, rămâne cum era înainte. Cert e că întotdeauna societatea simte nevoia de schimbare, știi? Adică toată lumea se plânge în momentul ăsta. E un mod de a încerca, eu nu știu exact cu ce consecințe, poate o să discutăm la România în direct când o să fie vremuri mai liniște, dar ar trebui să ne uităm, să vedem dacă descurcă sau încurcă chestiunea asta. Și eu văd avantajele aici, că îi creează un venit suplimentar onest medicului, dă la o parte tentația de a scoate din buzunar în mod neoficial, să-i spunem așa, că dacă tot te duci la el și plătești, parcă nu-ți mai vine să-i plătești odată, da? Și ar reține mai mult medicii în spitalele de stat, adică statul încearcă să-și protejeze personalul. Dezavantajele este că acest sistem, sigur, face anumiți medici inaccesibili pentru public, pentru o anumită parte din public, da? Și va crea un fel de favoritisme. Da, va răspunde și unui tip de competiție. Na. E de discutat, asta e de așteptat și de văzut care sunt concluziile în timp. Și cu niște rapoarte oneste față de noi înșine putem decide. Uite, ăsta e un sistem de aplicat. Sau nu? Asta e tot pe ziua de azi. Ai văzut că nu-i chiar de speriat. Avem alte zile în care sunt mai rele. De ce râs? Nu mai râd. De zile mai rele. Trebuie să redefinim răul ăsta, știi ce zic? De 3 ani de zile, tot rău. Stai un pic, na. De ce vii și mâine cu altceva sau cum? Da, mâine am o România în direct cu adevărat specială, deci chiar sunt curios cum va reacționa publicul din România. Deși cred că este singura emisiune, singura dată și singurul post de radio pe vâr și cred că și la televizor, unde toată lumea va avea acces, vom vorbi despre reactoarele nucleare mici. Știți, cele care vor fi instalate în România, astea de aici, dintre Dâmbovița și dintre Târgoviște și Pitești, și vom avea un expert în energie nucleară și va răspunde la toate întrebările legate de chestiunile astea. Dacă sunt periculoase, dacă nu sunt periculoase, dacă sunt prea aproape de case, ce riscuri sunt, cât o să coste, de ce trebuie să le facem. Tot ce vreți să întrebați e la liber. Eu nu cred că o să vă mai răspundă nimeni niciodată la întrebările astea, că nu se prea fac genul ăsta de dezbatere. Dar o facem noi aici la Europa FM ca să ne lămurim, pentru că reactoarele alea vin, o să fie, că asta statul român s-a hotărât, a bătut palma cu statul american, și o să fie instalate aici. Atunci aveți dreptul de a ști și de a întreba. Am sentimentul că după amiaza de vreme de mâine va începe mai târziu. Cătălin, îți mulțumesc. Dacă nu ați reușit să ascultați rubrica De la bun început, o să fie disponibilă în scurt timp pe site-ul nostru europafm.ro, dar și pe contul oficial de Facebook la secțiunea live.
Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.